Aproape 100 de sindicaliști din FSLI au pichetat astăzi timp de o oră prefectura Mehedinți. La protest au luat parte în special lucrători din aparatul nedidactic, dar l-au fost alături și profesori, care și-au propus să tragă un semnal de alarmă față de salariile mici pe care le primesc colegilor. Am venit nu numai pentru noi, ci mai mult pentru colegii noștri care fac muncă de zi cu zi și unii o tratează ca muncă de jos. Nu e muncă de jos, pentru că trebuie să vii într-o școală unde să ai curățenie, căldură și tot ce se poate. Nu putem exista decât împreună. Mi se pare foarte puțin, mi se pare cel mai mic buget de până acum, în ultimii ani. Nu ai ce să faci, deci nici salarii, nici investiții nu poți să faci cu banii aceștia. 1700 de lei, după câți ani de muncă? 33 de ani de muncă. Ăștia sunt banii pe care îi luăm noi și nu numai eu și colegele mele. Și cum trăiți cu banii ăștia? Dumneavoastră cum credeți că trăim? Ar putea cineva să trăiască? Dar bă că nu le pasă, sunt mulți care încă n-au venit aici la protest. Înseamnă că le este bine, nouă nu ne este bine. Liderii de sindicat spun că cei 2,1% din PIB alocați pentru anul viitor pentru educație sunt bani puțini și insuficienți pentru a susține un învățământ eficient. Personalul nedidactic este salarizat, au un salariu de mizerie, între 1700 și 2000 de lei. În condiții de astăzi, cu inflația și cu prețurile de astăzi, nu se poate trăi așa. Sunt unități de învățământ care nu au personal, iar personalul care este acolo trebuie să își multiplice activitatea încât să facă față cu curățenia școlilor. Sindicaliștii spun că protestele vor continua și amenință că dacă guvernul nu va rezolva problemele din educație, anul viitor va aduce un val de proteste.